După ce în sesiunea din august-septembrie, prin intermediul GAL, au fost depuse 4 proiecte în valoare de 186.000 de euro, respectiv 57.000 de euro, o nouă sesiune de cereri de proiecte a fost lansată pe 10 decembrie, iar suma alocată depășește 1 milion de euro. Apelul de selecție se referă la măsura 411-121 și vizează fermieri și persoanele fizice sau juridice care practică în principal activități agricole. Pentru a demonstra însă că practică aceste activități, solicitantul trebuie să facă dovada că veniturile din activități agricole reprezintă cel puțin 50% din total venituri din exploatare. Nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili pentru această măsură exploatațiile agricole de subzistență, cele care prevăd în proiect modernizarea acestea, exploatațiile agricole care prevăd activități complet noi și organizațiile de producători din sectorul legume și fructe. Solicitantul trebuie să respecte următoarele criterii: să fie persoană fizică sau juridică română cu capital 100% privat, să acționeze nume propriu, să asigure resurse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului, iar capitalul sau acționariatul solicitantului eligibil să poată fi atât integral din România, cât și mixt sau integral străin. Fondul disponibil este de 250.160 de euro. Suma nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 200.000 de euro, iar data limită de depunere a proiectelor este 10 ianuarie 2014. Documentele necesare pot fi consultate pe site-urile gal.giurgiu.ro sau apdrp.ro.